La PDL de acum încep să nu mă mai aștept, la conducerea PDL-ului. Ei s-au dezis de mandatul lor la guvernare, se pupă cu liberalii pe la toate colțurile. Vor face un partid, un mare partid. Au fuzionat. Liberal. Mie mi-e foarte greu să înțeleg cum un partid care a dat 3 primari generali ai capitalei, de 2 ori președintele României, prim-ministru, în perioadă de criză și care nu s-a făcut de râs și a scos țara din criză. Mi-e greu să înțeleg cum un astfel de partid nu are ambiția să aibă candidat la prezidențiale. Păi vor să facă un singur partid cu Partidul Național Liberal. Dar revenind, că vom discuta și despre candidatul acestei alianțe creștin-liberale, da, revenim puțin la electoratul dumneavoastră, băsiștii, cum sunt numiți generic. Ei, spre ce candidat credeți că se vor îndrepta? Pentru că e o luptă foarte mare pe bazinul acela. Avem Elena Udrea, avem Cristi Diaconescu, cel care candidează nu din partea PMP, dar este asociat cu imaginea dumneavoastră, și avem și pe Monica Macovei, care cred că tot în bazinul acela electoral există politic. Uite, îmi permit să fac o analiză. Chiar dacă nu a fost intenționat, așa iese. Știi, când ești președinte către sfârșit de mandat, poți să o faci și pe analistul. Unul dintre avantaje. Da. Pe mine m-a surprins toleranța PDL-ului față de decizia Monicăi Macovei de a candida independent și spunând nonșalant, dar nu voi demisiona din PDL. De asemenea, m-a surprins tăcerea PNL-ului. Deci dacă la candidatura Elenei Udrea este o dramă și se rupe dreapta, se face țăndări, la Monica Macovei nu se întâmplă nimic. Ba mai mult, Vasile Blaga trage și o minciună. Este autoexcludere. Să nu se supere domnul Vasile Blaga, dar statutul PDL-ului este public. Și nu există termenul de autoexcludere. Trebuie să excluzi pe cineva. Faptul că nimeni nu spune nimic, mă tem că e un soi de capcană în care Monica probabil a intrat nevinovată, de genul o lăsăm pe Monica să candideze, că ea va lua electoratul lui Băsescu și ne-l aduce pe urmă pentru turul 2. Nu-i corect. Nu-i corect. Iar dacă Monica face conștient jocul ăsta, e din nou o mare dezamăgire. Eu sper să-l facă din lipsă de experiență politică. Dar așa ies lucrurile. Vă mai dau un element. Dincolo de întâmplarea cu Cristi Diaconescu, cu semnarea, cu nesinceritatea față de colegii lui, că se înscrisese în PMP cu câteva zile înainte, legat de participarea la suspendare, mai este o realitate. Odată cu intrarea Monicăi Macovei, șansele lui Cristi Diaconescu de a mai capta electoratul PMP-ului se redusese un major, pentru că era mult mai bine identificată Monica Macovei cu acel electorat decât Cristi Diaconescu. Sunt realități și acesta, nu numai întâmplarea cu suspendarea, și acesta a fost un element care a fost în discuție în PMP și mie mi l-au spus, este adevărat, cele două subiecte au fost aduse într-o discuție, asta de azi nu e singura discuție pe care am avut-o cu conducerea PMP-ului, a mai fost una, acum circa 10 zile, pe aceste două teme. Da, oricum este interesant dacă există o strategie chiar acolo în PDL-PNL pentru promovarea acestui candidat cu aspect independent, mă refer la Monica Macovei, tocmai pentru a rupe din electoratul acesta băsist.